Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție Sport Arena. În această seară avem în platoul emisiunii doi mari basketbalisti giurgiuveni care au jucat în echipa CSS Giurgiu, echipă care a activat în primul eșalon valoric al țării. Dragostea pentru acest sport nu i-a putut ține de poartă de sala de basket și s-au reîntors ca antrenori. Am plăcerea în această seară să vi prezint pe Marius Gâscă. Bună seara și Cristi Nicolae. Bună seara. Și după cum vedeți, nu au venit singuri, au venit alături și de sportivii lor. Bună seara, dragi copii, bine ați venit. Bună seara. Și vă rog să vă prezentați. Cum vă numiți și câți ani aveți? Încep cu tine. Chelanu Otilia, am 10 ani. Mă numesc Tănase Casian și am 10 ani. Mă numesc Gâscă David Andrei și am 9 ani. Mă numesc Gheorghe Andra Daniela și am 10 ani. Mă numesc Vlad Opteșan și am 11 ani. Ne bucurăm. Sunt doar o parte din echipa și copiii pe care voi antrenați. Și acum 10 zile am fost și noi prezenți în sala polivalentă, unde a avut loc un turneu de basket între cluburile de profil din Giurgiu. Iar invitații noștri au fost prezenți acolo și au fost implicați trup și suflet atât în organizare cât și în participare cu proprii sportivi. De la cine a plecat această idee de a organiza acest turneu? Cristi? Marius? Vă rog. A fost o discuție și am încălzit de comun acord să facem acest turneu. Am vorbit cu Marius, cu Adi, colegii noștri care sunt în lumea basketului, să zic, eram așa activ și am hotărât să jucăm sâmbătă, să jucăm... E o inițiativă, cred, de anul trecut. Parcă am mai asistat la o discuție. Da. Și da. Cred că nu s-a realizat în decembrie și ați reușit să o puneți în practică la începutul acestui an. Da, așa a fost. Am vrut să facem în decembrie, de Crăciun, să facem o cupă, nu am făcut-o. Am dat vacanță la copii, eu am dat vacanță, mulți au fost plecați și am hotărât să facem după sărbători, când sunt toți acasă și putem să-i strângem pe toți. Ce rol a avut acest mini-turneu? De pregătire, în primul rând. În primul rând de pregătire, da. Și copiii ca să... Să se bucure. Să se bucure. Da. Nu sunt înscriși deocamdată, nici ai mei, nici ai lui Cristi, din câte știu. În nicio competiție, de-abia la toamnă, pentru că nu avem posibilitatea momentan. La toamnă, probabil că vor fi înscriși și ai mei și ai lui în campionatul Bucureștiului sau național. Și câte cluburi au participat la acest turneu? 3. Da. Vă rog să enumerați. 3 cluburi. A fost CSS Giurgiu cu 2 echipe de băieți. ASE Basket, o echipă de băieți, una de fete și Basket Team cu o echipă de fete și una de băieți. Și am văzut că cum au fost alcătuite echipele, că am fost și noi prezenți și s-a rulat mult pe acolo, așa, mulți sportivi au intrat, au ieșit. Da, am avut mulți copii la fiecare grupă, am avut cred că 20 de copii la fiecare grupă și a trebuit să jucăm cu toți. Timp și au fost alte reguli? Față de un meci oficial? Față de meciurile oficiale, timp. Am jucat 2 reprize de 15 minute. Trebuia să jucăm 4 de 10, dar am jucat 2 de 15 să câștigăm puțin timp, să putem să jucăm toți. Oricum s-a întins până la 8:30 seara. A început cam pe la ora 4. Da. Și în privința schimbărilor. În mod normal, într-un meci de basket sunt 12 jucători pe bancă, iar noi am avut câte 18-20. Ați încercat ca toți copiii care practică basketul intre în joc. Da, să vadă și ce înseamnă să joci un meci de basket, să-i pregătim un pic pentru meciurile oficiale. Ca să ne amintim de acest turneu, rog colegii din regie să ne ofere materialul, vă rog, cu meciul de basket al băieților. Thank you.
ați urmărit imagini din cadrul turneului de basket, meciul de debut între echipele antrenate de Cristi Nicolae și Marius Gâscă. În același timp sunteți prieteni, foști colegi, dar aici ați avut o ocazie inedită, ați fost chiar rivali. S-a simțit așa pe margine rivalitatea asta, concurența între antrenori? Că fiecare presupune aștepta să câștige. Ce s-a simțit pe margine? Că fiecare probabil ați avut în suflet dorința de a câștiga. Bineînțeles, normal, este normal. Orice sportiv are dorința să câștige. Indiferent de joc. Încercăm să câștigăm acolo pe teren, dar în afară, bineînțeles că suntem vechi prieteni și nu se pune problema. Bineînțeles, dar sunteți, până acum ați fost colegi într-o echipă și prieteni. Senzația asta de adversar, cred că n-ați mai... e recentă. Am întâlnit-o la antrenamente. Deci, la antrenamente, când jucați. Am întâlnit situația de adversari. Dar nu știu dacă se poate pune problema ca și într-un meci, să spun, cu altă echipă din alt oraș. Aici deja că totul pare mai relaxat. Da. Ei, și după am urmărit aceste imagini, acum la rece, cum vi s-a părut meciul copilașilor? Și fiind cele două echipe, puteți să-mi spuneți exact care echipe au fost? Am înțeles... Basket Team 6 Basket. Aici, în imagine. În primul meci de debut. Da. Și cum a fost meciul? A fost un meci bun. Câștigător a fost Marius. Da. Și cu cât s-a terminat meciul? 16-9. Da, cam așa a fost lor. Hai să întrebăm și copiii. Cum vi s-a părut? A jucat toți în prima meci, băieții vorbesc. Băieții, da. Nu, Vlad a jucat în al doilea. Al treilea meci. Da. Casis, sigur, a jucat, că chiar l-am stat de vorbă după meci. Cum ți s-a părut meciul? Frumos. A fost ușor, greu? Cum ți s-a părut așa meciul în sine? Păi a fost la un moment dat greu, ușor prima repriză. La sfârșit a fost mai greu. Din ce cauza? Ați obosit sau din ce motiv? Nu, ne-am gândit că câștigăm și ne-au dat mai multe coșuri. Păi cu toate că v-au dat mai multe coșuri în ultima repriză. Da. Cu toate că ați câștigat avansat, așa, cu multe coșuri în fața adversarului. Am dat mai mult în prima repriză noi. Da? V-a căzut motivația, cine știe? V-ați văzut pe primul loc și gata. Da. Nu v-ați mai concentrat. Și antrenorul ce vă zicea de pe margine? Să aruncăm mai bine, să ne uităm la coș. Da? Asta a fost încurajarea de pe margine, nu? Da. Ia zi tu, David, ție cum ți s-a părut meciul? Frumos. Și? Ai dat goluri? Coșuri? Da. Câte? Ai jucat toți ca echipă. Păi așa trebuie să fie. Da. Că chiar vreau să vă întreb, de ce vă place basketul totuși? Am dat toate forțele. Am jucat mai mult decât jucăm la antrenament. Și v-ați autodepășit în acest meci. Și vreau să spunem că David este fiul lui Marius Gâscă. Deci, cum este tati ca antrenor? Acasă e tati, dar pe teren e domnul antrenor. Da. Cum e? Bun. E la fel de blând. Da. Da? Nu e dur cu tine. Și când nu asculți? Mai ne pune la ture. A, deci asta este pedeapsa. Păi e normal că trebuie să ascultăm. N-avem încotro. Și... Otilia, de ce ai ales să faci basket? Eu am ales să fac basket pentru că îmi plac jocurile în echipă, care se joacă în echipă, și acest joc este frumos, adică îmi place, nu... Cine te-a adus la basket? Sau ai ales acest sport că ai văzut la televizor un meci de basket sau pe proprii antrenori și ai zis vreau și eu să ajung așa mari basketbaliști? Da, am zis și eu tot la fel, să ajung un mare basketbalist. Da? Deci i-ai văzut pe antrenorii tăi jucând? Da. Da? Și ei te-au motivat să vii către acest sport? Da. Sau părinții au considerat că e bine să faci basket? Și așa stă.
și, la fel. Da, deși părinții te-au condus către basket. Da. Da. Și ce zic colegii tăi de la școală? Practici acest sport. Foarte bine. Îmi spun că... Te apreciază? Da. Atunci trecem la Casi. Tu de ce ai ales acest sport? Am ales acest sport fiindcă mă înalț, mă dezvoltez și să jucăm ca o echipă. Să fiți o echipă, o echipă puternică. Da. Și vrei să devii foarte înalt ca antrenorul, nu? Mai înalt. Mai înalt. Atunci îți dorim succes. Și cum ți s-a părut așa, mi-ai zis că meciul a fost bun, a fost ca o echipă, ceilalți, cu ceilalți colegi din echipă, cum te înțelegi? Mă înțeleg bine, mai ales cu David, îl știu de mult timp, a mers el și la fotbal. Ai fost cu el la fotbal? Da. Ați practicat și alt sport? Da. Și v-ați înțeles bine și în da, cealaltă acolo, echipă acolo. De fotbal? Da. Da? Și de cât timp practici basketul? Păi am fost 2 ani la domnul Adrian și câteva luni la domnul Marius. A, ești recent? Da. În echipa lui domnul Marius. Da. Și de ce ai făcut transferul ăsta de la domnul Adi la domnul Marius? Păi domnul Adrian mai avea puțini copii și mama este foarte bună prietenă cu domnul antrenor. Și a hotărât că e mai bine la domnul Marius. Ați mai participat la astfel de turnee? Turnee n-am mai participat așa, am făcut de când meciuri amicale. Antrenamente așa, așa între antrenori, colegi. Da. David, și tu cât ai, știu că ai practicat fotbal mulți ani. Da. Cât timp? Tot 2 ani la fel ca acasă, dar puțin mai multe luni. Da, și de ce te-ai lăsat de fotbal? Am lăsat de fotbal că avem prea multe teme și nu puteam să le fac pe amândouă. Era într-adevăr foarte greu să practici 2 sporturi și să fii competitiv în ambele sporturi și să învățăm și bine. Cum se împacă școala cu sportul? Foarte bine. Adică ești de performanță și la școală, ai numai de 10. Da. Și de cât timp practici basketul? De 1 an jumate. Și de ce ai ales să faci basket și nu alt sport? Pentru că vreau să ajung o mare basketbalistă. Oh. Cine te-a motivat să vii către acest sport? Antrenorii tăi sau alți basketbaliști de renume? Din țară sau din străinătate? Antrenorii mei. Da? I-ai urmărit la meciuri când erau ei în divizia? Da. Da? Și ce ai zis? Sunt foarte buni și vreau să ajung și eu ca ei. Da? Și cum ți s-a părut acest turneu în care participai și tu, aceste meciuri? A fost greu, ușor? Și greu și ușor. Și care a fost motivul de a fost greu? Păi, uneori au fost... a fost greu să învingem. Să câștigați. Păi nu este așa ușor să câștigați. Deci, dacă vrem să ajungem mari sportivi ca domnul antrenor, îi rugăm pe ei să vă zică ce trebuie să faceți să deveniți așa buni. Vă rog, Cristi și Marius, dați-le acum în direct câteva exemple sau idei. Ce trebuie să facă copiii să ajungă mari basketbaliști? Să muncească foarte mult antrenor. În primul rând, să se țină de treabă. Și ce le mai trebuie? Că în afară de treabă, cred că spre marea performanță mai avem spre nevoie. Marea performanță, în primul rând, e nevoie de bani. La cei spre mici... La cei mici... Motivația vine tot de la antrenor. Tot de la antrenor, da. Depinde și de noi acum cum îi motivăm și... Nu știu, suntem la început amândoi... Am trecut prin sportul de mare performanță și eu cred că avem acolo
A rămas o părticică care să ne ajute. Eu zic că a rămas o sămânță bună din partea antrenoarei doamnei Smaranda Ilescu. Da, am da, simțit-o, da. Am văzut-o și a fost prezentă în sală. Vom vorbi și despre acest moment. Vlăduț, Vlad, cum a fost acest turneu pentru tine? Acest turneu pentru mine a fost un antrenament, pentru că am jucat noi între noi, copiii de la antrenament, care ne cunoșteam de mai mulți ani, pentru că suntem la basket de vreo 3 ani. A, și deci n-ați avut emoții, mai ales că erați prieteni aproape cu adversarii, nu? Că vă cunoșteați. N-am avut emoții pentru că ne cunoșteam cu adversarii. Erau colegii noștri de la antrenamente cu care ne jucăm, facem glume și diferite lucruri. Și în ce echipă ai jucat? Am jucat în echipa învingătoare. Așa, cum se numește echipa ta? Învingătoare. Ei, noi nu ne-am dat niciun nume, dar... Știe domnul antrenor, ajută-l tot. Da, a jucat în echipa CSS-ului Vlăduț. În echipa CSS-ului. Da. Și ne pregătim cu această echipă. Am selectat un lot de 15 sportivi. Ne pregătim pentru turneul de mini-basket din vară, care se va ține la Mangalia. Și sperăm să facem o figură foarte frumoasă. E o surpriză plăcută. O surpriză plăcută. Și grupa ta, de câți copii este formată? La grupa lor am oprit decât 15. Am selectat 15 copii. Și vreau să merg în continuare, să trecem de acest turneu și din toamnă să ne înscriem la campionatul național la Under 13. Deja e un progres. Un progres, da. Vă dorim succes. Haideți să urmărim și părerele celorlalți colegi ai voștri după acest meci. Vorbim de băieți. Vă rog, colegia, oferiți-mi. De cât timp practici basketul? De 4 ani. Și de ce ai ales să faci sportul acesta și nu altul? Îmi place și pentru că mă dezvoltă foarte mult. Cum a fost meciul de astăzi? Frumos. Cu cât ați câștigat? Cu 16 la 9. La start, pardon. Da, la 9. Și cum ți s-a părut adversarii? Ușor. Ați câștigat ușor. Și vrei să devii un basketbolist profesionist? Da. Ai un idol, un basketbolist preferat din țară sau din străinătate? Din țară, Iulian Cordeanu. Cum te cheamă și câți ani ai? Pe mine mă cheamă Madalin și am 8 ani. De cât timp practici tu basket? De vreo un an, parcă. De ce ai ales basket și nu fotbal sau, știu eu, tenis? Basketul, fiindcă mă duc în turnee, poate și... Ai fost în turnee până acum? Nu. Acum e primul turneu la care... Da, primul turneu. Ai dat vreun coș? Nu apuc să dau, sunt foarte puțin cam mic. A, da. Și tu vrei să tu joci basket ca să te faci înalt, să devii înalt, așa ca domn profesor? Da. Cât de înalt vrei să fii? Vreo un metru. Deocamdată un metru. Și ajung 2 metri? Da. De cât timp practici tu basket? De vreo 3 ani. Și vrei să practici în continuare? Da. Ai vreun idol în basket? Vreun jucător așa care ți-a plăcut ție foarte mult? Da, Kobe Bryant. Și vrei să ajungi așa mare ca el? Da. Tu faci basket ca să devii mai înalt? Dar de plăcere fac basket. De ce ai ales basket și nu alt sport? Îmi place basketul pentru că am mai... Au venit și prietenii tăi? Nu. Și unchiul meu a făcut basket și am zis că vreau să-l urmez. Îți place de antrenorul tău? Te pregătește bine? Da, antrenorul nostru ne pregătește foarte bine. Mai ai vreun meci acum de jucat? Da, acum peste jumătate de oră. Ai jucat și în primul meci. Cum a fost? A fost foarte... N-am cum să zic că a fost foarte ușor, dar nici foarte greu. Dar ce ați făcut? Ce echipă ai fost? În cea care a câștigat sau în cea care a pierdut? În cea care a câștigat. Cum se numește echipa? Echipa se numește Basket Team. Ai dat vreun coș? Da, am dat unul. Mai ținut de câte? Un. Ok.
Am urmărit părerile și celorlalți colegi de echipă. După cum vedeți, erau și bucuroși că au câștigat. Marius, să te așteptai să câștigi în primul meci? Sincer, nu. Pentru că marea majoritate a copiilor sunt de 3 luni la mine. 4 sau 5 au făcut așa... Au mai avut contact cu baschetul, dar nu zi de zi. Iar restul puneau mâna pe minge pentru prima dată acum 3 luni de zile. Deci înseamnă că antrenorul e bun sau care a fost metoda de a câștiga? Păi și Cristi, el a concurat, adică, cu echipa lui Cristi. Cristi, copiii tăi de cât timp practică? La fel, au fost copii care practică de puțin timp basket și au fost puțin mai micuți. De vârstă? De vârstă, da. Și de la ce vârstă s-a jucat? Am văzut că erau într-adevăr foarte mici, de 6 2006, ani și... 2004 născuți, câțiva... Și cum a fost arbitrajul? Am văzut că colegul vostru a arbitrat, Adi Vărculescu. Da. Când am jucat eu cu Marius, s-a arbitrat Adi, când au jucat ei doi, am arbitrat eu și... Ca să fiți imparțial. Ne-am schimbat, să nu... Da. Ce indicații tehnice vă dă antrenorul când intrați în meci, la meci? Să ne distrăm, în primul rând. De să jucați de plăcere. Da. Să ne distrăm, să dăm pase. Și antrenamentele, cum vi se par? Ușoare. Ușoare? Deci înseamnă că e loc de mai mult. Avem marjă de progres dacă copilașii spun că antrenamentele sunt ușoare. Vlăduție, cum ți se par antrenamentele? Antrenamentele la noi au devenit din ce în ce mai dificile, pentru că acum am început să ne antrenăm cu secundezi la picioare pentru a ne dezvolta sărituri. Să vă dezvoltați de tenta, să fiți și mai buni când vreți să dați câte un coș, nu? Să fiți sigur că nimeriți. Și de când au început să fie antrenamentele așa mai serioase? Au început de când au fost selectați în noua grupă de cei 15 copii. Deci, te rog, Cristi, atunci înseamnă că ai trecut la alte metode de pregătire. Da, da. Am trecut la alte metode pentru că aveam o echipă foarte mare, aveam 30 în echipă și nu puteam să facem ceva cu ei, pentru că erau foarte mulți. Și probabil unii mai începători, alții mai avansați și e greu să... E foarte greu să lucrez cu ei dacă unii au un nivel foarte mic de pregătire și unii au un nivel foarte mare. Foarte mare. Destul de mare. Și am decis să-i selectez, să-i mut într-o parte, să putem să lucrăm și cu ceilalți care au rămas, care au un nivel mai mic de pregătire, dar și cu ei. Am separat grupa. Și cum structurați antrenamentul? Cei 15 separat și ceilalți începători separat? Sală diferită. Sală diferită, da. Și antrenamente... Pentru că, nu, am făcut sala diferită pentru că nu aveam poziții la sălii cum vrem să facem în aceeași sală cu două grupe, nu aveam poziții. Și am decis că ar fi mai bine să-i separăm și să lucrăm cu ei separat. Haideți să urmărim și meciul fetelor. Vă rog colegii de regie să ofere materialul. Thank you.
urmărit imagini din meciul fetelor. Acum rog antrenorii să ne spună ce echipe au jucat, ce vârste aveau fetițele participante în acest turneu. Aceeași vârstă ca și băieții? Nu. Pentru că fetele sunt mai puține la basket, am decis să practic să jucăm cu toate fetele pe care le aveam în echipă. Și la mine sunt 2003, 2004, 2005 și au fost încă 3 fetițe un pic mai mari. Dar am jucat mai mult cu cele mai mici, care sunt de la început, de când am înființat echipa. Și cum a spus și Otilia, eu le-am spus copiilor să se distreze în primul rând pe terenul de basket. Câștigăm, pierdem, să fim ca o echipă. Nu ne interesează neapărat scorul sau rezultatul, ne interesează să evoluăm. Da, și aici a câștigat și-a luat revanșa Cristi la acest meci. Da, nu știu dacă se pune problema de revanșă sau de scor, cum a zis și Marius. Pentru că, în primul rând, vrem să jucăm, să vadă și să simtă emoția meciului, să vadă ce înseamnă un meci de basket. Și scorul, când mergem în alte părți în campionat, în ce jucăm turnee oficiale sau atunci, contează scorul. Deocamdată contează să joace. Noi trebuie să batem alte echipe, nu? Păi, sigur, nu. Dar de aici pornește, trebuie să avem un început. Da. Când suntem, luăm de la zero, sunt bune și aceste meciuri amicale între noi, antrenorii, nu? Da. Otilia, cum ți s-a părut meciul acum când te-ai uitat și te-ai văzut? Foarte bun. Foarte bun, nu? Ai dat tot ce ai putut, ai avut o evoluție bună, nu? Da. Da, ești mândră de tine. Da. Iar tu? O evoluție bună. S-a plăcut ce ai văzut? Sau puteai mai mult? Da, mai mult. Te se simte, Otilia, că se are potențial și când te critici așa, înseamnă că va deveni un mare sportiv de performanță. Haideți să urmărim și câteva interviuri date de fetițele care au jucat în acest turneu. Aceste sunt toate. Ați dat toate coș? Ați nimerit? Nu prea. Nu toate. Eu poftim? Ai nimerit vreun coș? Da, am nimerit 4. Foarte frumos. Voi de cât timp faceți basket? Eu de 2 săptămâni sunt cam începătoare. Eu fac de un an și o lună, două luni, cam așa. Un an și o lună? E ceva care face de mai mult timp basket? De 2 ani. Tot de 2 ani. A câți ani ai? 8. Ești cea mai mică de aici? Da. Nu sunt cea mai mică, tu ești cea mai mică. Eu am 10. Tu ai 10? Da, ea are 10. Și voi ce vă propuneți cu echipa asta de basket? Vreți să ajungeți să fiți o echipă mare, așa? Da! Vă urăm și noi succes și să ne vedem la mai multe meci. Mulțumim! Am văzut și colegele voastre. Vreau să vă întreb pe voi, cum a fost atmosfera din sală? Că am văzut tribunele pline. După părerea voastră, a avut impactul, a fost foarte bun. Da. Atmosfera ca la divizia în trecut. Deci, voi ați simțit-o intens, adică atmosfera. Da. Iar copilașii, voi cum ați simțit când ați văzut tribunele pline? Și toată lumea țipa și vă încuraja. Vă dădea aripi așa să joc. Nu? N-a simțit, adică, o putere în plus. Vlad, tu? Ai simțit ceva așa, nu? Când vedea lumea că ne încurajează, parcă îmi dădea forță să alerg mai tare și să fac tot ce pot ca să câștigăm. Păi, așa e, când te susține cei din tribună, simți așa că prinzi aripi, nu? Da.
Am văzut că alături de voi a fost și doamna antrenoare Smaranda Iliescu și vreau să vă întreb, a mai fost prezentă și la alte meciuri pe care voi le-ați disputat sau acest turneu a fost invitată? A fost prezentă tot timpul. N-am avut meciuri cu copii, indiferent amical sau meci oficial, tot timpul am luat legătura cu dânsa și a fost prezentă de fiecare dată. Și ce vă spune? Că am văzut că a trăit intens meciul, atât la băieți cât și la fetițe. V-a dat vreun sfat? Da. Și ce v-a zis așa, dacă putem? Mi-a sfătuit... Mi-a dat sfaturi să încurajăm copiii să-i facem să joace mai bine. Deci am trecut de la sfaturile care le primeam ca jucători, noi le dăm acum mai departe și în continuare primim sfaturi de la doamna cum să facem și ca antrenori. Deci vă dă anumite indicații și ca antrenori? Da. Vă sfătuiește, da. Normal? Da. Și ce a zis despre acești copilași pe care i-a antrenat voi? A fost foarte încântată. Și se bucură, vă dați seama că atâta timp a stat în basket, a realizat ce a realizat cu noi și se bucură că am rămas noi să ducem mai departe ce a început însă. Da, să aduceți această tradiție frumoasă care a fost în Giurgiu, sperăm să renaștem basketul de aur. Ne-am mândrit cu toți giurgiuvenii. Haideți să urmărim și interviul dat de doamna Smaranda Iliescu. Băieții m-au invitat să văd și eu ce au realizat ei. Eu am alte activități, n-am mai venit în sală de aproape un an și am vrut să văd așa la interval mai mare ce au făcut ei. Au realizat ceva bun, număr foarte mare de copii. Sunt bine lucrați, frumoși. Și mă bucur că am lăsat ceva bun în spate. I-am văzut și pe ei, sunt plini de pasiune, devotament și vor să renască basketul giurgiuvean care a fost acum câțiva ani în Giurgiu. M-aș bucura să... De fapt, ce se vede are perspectivă. Însă situația socială trebuie să ajutați foarte mult. Eu am primit sprijin social foarte mult, din toate părți. Asta m-a ajutat și copiii au câștigat foarte mult. Și au făcut un viitor în viață. În al doilea rând, sunt oameni destoinici. Fără sprijin, adică aport pe răbani, ești pur și simplu frunză în vânt. Nu poți lucra, adică trebuie să vină cu niște susținătoare de vitamine, cu echipă, cu mult material sportiv și apoi sunt foarte costisitoare competiții. Și dacă nu ieși la competiție, deci dacă nu te întâlnești cu un adversar, asta ce fac ei aici este o întâlnire care peste puțin timp va deveni banală. Deci la ei confruntările cu alți copii din alte orașe este foarte folositor. Ce părere aveți de inițiativa domnului președinte Puiu Adonis de la Dunărea Giurgiu? A anunțat oficial că va înființa o secție de basket feminin. Foarte bine. Cu fetele nu se lucrează nimic. A lucrat cineva handbal. Dacă s-ar face ceva și pentru fete, ar fi ideal. Pentru că ați văzut, în afară de atletism, fetele nu practică niciun sport. Și după mine, cel mai accesibil ar fi, bine, handbalul este primul, dar basketul, având în vedere sările care le avem, basketul ar fi la îndemâna oricui să-l practice. După cum am văzut, doamna Smaranda Iliescu a spus că a fost sprijinită și ajutată foarte mult financiar pentru marea performanță. Pe voi cine vă sprijină financiar? Momentan nimeni. La noi este puțin diferit. Noi suntem sprijiniți de Clubul Sportiv Școlar. Grupa lui Vlad este sprijinită de Clubul Sportiv Școlar. Și mergem în competiții cu ajutorul clubului. Deci vă susțin la cheltuielile de deplasare și da, înscriere. Da, și da, la tine, de ce zici că nimeni este...
surse proprii. Da, da. Fiind un club particular. Da, da, da. În toamnă, eu zic că în proporție de 100% ne înscriem în campionat, indiferent cum ar fi, cel puțin în campionatul Bucureștiului. Până la urmă, nu cred că e un efort chiar atât de mare încât să ne împiedice să mergem. Copiii se descurcă, sunt ascultători, lucrez cu ei la antrenament. În weekend chiar am purtat o discuție cu doi colegi de la București și cu această ocazie îi transmit și lui Cristi. O să încerc să mai facem și cu alte echipe din afară, să mergem și noi la București la fel, cel puțin pentru amicale până în toamnă. Și în toamnă să mergem în meciuri oficiale. Asta cu siguranță îi va ajuta pentru a se ridica la valoare, vorbind. Cât facem mai multe meciuri amicale și important ar fi să le facem cu alte echipe. Alte echipe. Pentru că noi cu deja... Cu sportivi pe care nu-i cunosc. Da, noi am deja... mai făcut în vară. Da, Cristian mai făcut. În vară am chemat, au venit trei echipe din Alexandria cu care am jucat. O echipă de fete și două de băieți. Am câștigat toate meciurile. Își spune cuvântul tradiția din Giurgiu, Doamne ajută să mergeți mai departe și să câștigați toate meciurile. În vară am fost la un turneu în București, au participat 3 sau 4 echipe, a fost Ploieștiu, au fost 2 echipe din București, Alexandria mi se pare că a fost și am jucat 4 meciuri acolo, am jucat bine, dar neavând competiție săptămânală. S-a resimțit oboseala? Da, sau... da, da, da. Am jucat 3 meciuri într-o zi. Da, și atunci... Da, da. Înțelegem, și vârsta este mică. Ce părere aveți de inițiativa celor de la Clubul Dunărea Giurgiu de a înființa o secție de basket feminin? V-au cooptat? V-au abordat cumva? Nu, deocamdată nu. Așteptăm, suntem dispuși să lucrăm. Eu am întrebat acest lucru știind că antrenorii n-au antrenori angajați la acest club și probabil vor lua antrenori care deja activează și probabil au echipe. N-ați aflat? Nu, deocamdată nu. Dar să zicem că se va înființa acea echipă și dacă nu sunteți voi, sunt alții, e binevenită. Da, oricum e binevenită, indiferent dacă suntem noi sau sunt alții. E foarte binevenită o echipă de fete. Da. Iar la noi în Giurgiu, din câte mi-aduc eu aminte, cred că tu, doamna Iliescu, a avut o echipă de fete, dar înainte de anii 90, cred că, sau ceva pe acolo. Deci foarte mult timp. Deci acum se renaște și baschetul feminin în Giurgiu, datorită vouă. Da. Cum vi se pare noua generație de copii față de cum erați voi? Că acum sunt alte timpuri. Sunt alte timpuri, alte tehnologii, alte echipamente, alte preocupări, da. Ei vin cu plăcere la sală. Să fie tot așa, ar fi bine. Că și antrenorii voștri au început basketul tot cam la vârsta voastră, nu? Și sau mai mici sau mai mari, cum? Nu, am început atletismul la vârsta lor. A, și basketul mai tot, da. Și în clasa lor am început basketul. Ai început sportul, e bine. Da, da, da. Ideea să mergi către orice sport. Să mergi către orice sport, indiferent ce sport este, pentru că în ziua de astăzi sunt, cred că 90% din copii nu mai fac mișcare. Și voi ca antrenori, primul impact în urma antrenamentelor, cum ați văzut copiii că reacționează acum la efort? Păi mai bine, automat, antrenamentul cu antrenament. Chiar în seara asta ei au avut un antrenament un pic mai greu, cred. Nu, vreau să mă refer când au venit la început, în primele săptămâni. E diferență mare. Pentru că vorbim și de orele de sport care se fac acum în școli și sunt mai puține. Sunt foarte puține ore de sport și în plus de asta nu mai fac mișcare afară. Nu mai ies cum ieșeam noi afară să ne jucăm. Nici nu prea mai au unde, pentru că din ce am observat în oraș, prin școli sau prin licee, foarte puține mai au panouri de basket sau porți de fotbal sau handbal, ceva. Și atunci copilul unde să se ducă? Nu are unde să se ducă.
Da. Și dacă în școală nu se lucrează, cât de cât baza, să zicem, tu ca antrenor trebuie să iei cam de la zero și să inițiezi... Și în școală, la oră de sport pe săptămână, la liceu, nu știu cât poți să lucrezi cu un copil. Ce poți să faci? Hai să trebuie și copiii. Voi faceți sport la școală? Da. Fiecare. Și cam ce faceți la oră de sport? La ora de sport avem noi o sală acolo, ne pune sărind la capră, facem exerciții la saltea. Ah, e bine, deci se lucrează, măcar lucruri elementare. E de bine că se mai practică. Ce părere aveți de antrenorul vostru? Ia zi, Vlăduț, cum e antrenorul tău? Domn profesor e antrenor, dar și în același timp și un prieten mai mare, dar și un părinte. Așa trebuie să fie și așa trebuie. Și trebuie să-l ascultați și să-l apreciați foarte mult. Andra, cum ți se pare antrenorul tău? Foarte bun. Foarte bun. Și îl simți așa aproape de tine? Da. Da. David, cum e antrenorul? Te-am mai întrebat. Uiți că e tati. E antrenor acum. Da. Cum e? E bun cu noi. Ne ajută, mai ne explică. Când face cineva o greșeală, îl înfață. Foarte bine, așa trebuie să fie. Ia zi și tu, Casi, cum așa o părere? E bun. Chiar astăzi, când am greșit o aruncare, ne-a explicat la toți. Să a oprit meciul și ne-a explicat. Deci are răbdare cu voi și... Da, foarte multă răbdare. Foarte multă. Deci înseamnă că îi plac copiii și îi place meseria pe care o face antrenor. Otilia, tu ne-ai zis că cum e? Mai spune-ne-o. Este bun. Nu este... Dur. Dur. Și îți explică așa când greșești? Da. Ne explică la toți. Și dacă faceți prostiarea mai mare, vă pedepsește? Da, ne pune să alergăm. Să alergă. Asta e folosul vostru, ajută în antrenament, nu sunt pedepse foarte dure, nu? Nu. Nu. Și așa, știm că după aceste meciuri cu între voi, adică între Cristi și Marius, au mai fost și alte meciuri și cu echipa lui Adi Vătculescu, care nu este în seara asta lângă noi. Care a fost scorul? Acolo, cum a fost meciul? A fost scorul... La mine a fost 17-16. Da, la ei a fost meciul foarte strâns. La Cristi a fost... La noi am câștigat la o diferență mai mare. Și după știm că a fost primul meci, dar după s-a reluat al meci. A fost tura 2, cum ar veni. Tot cu primii copilași care au... Da, 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 da. Deci am jucat primul meci cu Marius și am mai jucat ultimul meci de la 8, cred. De la ora 8 seara am mai jucat ultimul meci cu aceiași copilași. Și nu le-a fost greu meci copiilor? Să... Le-a fost, le-a într-o fost greu. Într-o timp așa atât de scurs să facă două meciuri? A fost destul de dificil, dar au jucat bine. În acest weekend știm că ați fost copilașilor, că v-am văzut, ați fost la București și ați urmărit un meci de basket. Da. Ce meci ați fost? La ce meci ați fost? La Steaua cu Universitatea Craiova, Cluj. Cluj. Și ce v-a plăcut acolo? Sau de cine v-a plăcut? Ne-a plăcut de fostul nostru jucător la CSS, Burel. A dat multe coșuri. L-am mai prevăzut. Și v-a plăcut așa, cum au jucat? Da. Cei în echipa Steaua și Cluj. Da, și domnul antrenor s-a întâlnit cu fostul coleg, a stat de vorbă. Da. Da? Și v-a dat și vouă un sfat, v-a încurajat? Da. Și ce v-a zis? A fost un coleg, de unde și domnul antrenor a făcut parte. Da, a fost foarte încântat pentru ceea ce facem acum la Giurgiu. Cristi chiar i-a propus să vină la noi să... Da, i-am propus când terminăm campionatul, când termină sezonul, dacă mai rămâne în țară o săptămână, două, nu știu, să vină să stea la Giurgiu câteva zile
și să meargă cu noi la antrenament, să le vorbească copiilor, să le demonstreze. Să le mai demonstreze. Da. Și asta când ar însemna? În vară, da. La sfârșitul campionatului. Chiar i-am spus, poate să vină oricând, are ușa deschisă. Vreau așa să vă întreb, din perioada aceea de glorie, care a fost cel mai frumos sezon din activitatea voastră ca jucător? Ca jucători. În divizia? Când am promovat. Voi mi-o spuneți, care a fost cel mai frumos sezon? Promovat, când ați promovat? În meciul cu... Nu neapărat, a fost un turneu acolo care a fost foarte, foarte muncit. Până la turneu, cred că n-am pierdut niciun meci. Iar la turneu final, într-adevăr, unul am pierdut după final, în ultimele câteva secunde, 2-3 secunde, și totuși ne-am calificat, am intrat în vizia. Deci atunci a fost sezonul cu cea mai mare trăire emoțională pentru voi. Și cred că de neuitat. Da. Am văzut că ați avut un început de an, 2015, cu succes, cu acest turneu. Care vor fi următoarele competiții, în afară de cel de la Mangalia, care ne-ai spus? Oficial nu știu dacă putem, că nu, nu avem... Nu, oficial, așa, nu, probabil v-ați gândit deja, iar alte meciuri amicale... O să mai jucăm și între noi, dar cum spuneam, dacă jucăm, să zicem, lună de lună, copiii deja se obișnuiesc între ei și... nu știu cât pot să mai progreseze. Dar încercăm să aducem și alte echipe din afară sau să mergem noi la București. Deci ăsta va fi scopul următor, în perioada următoare, de a juca cu alte echipe din, deci chiar din București măcar, sau din apropierea Giurgiului. Am vorbit ieri cu doi băieți de la București care au și echipe și sunt dispuși să jucăm meciuri amicale. Mai sunt încă doi la București care nu am discutat cu ei, dar cred că fiecare vrea să joace. Cristi cunoaște la Alexandria, mai cunoaște la Pitești, deci putem să facem cumva... Să... Și la Constanța avem colegi care am evoluat cu ei și putem să... Deci, înseamnă că Doamne ajută să realizeze aceste obiective pe care vi le-ați propus. Și o ultimă întrebare pentru copii, care este jucătorul vostru preferat sau idolul vostru? Începem aici cu fetițele. Ai un basketbalist preferat? Nu, mi-am ales un basketbalist preferat. Cel mai drag îți este antrenorul, da. Exemplu pozitiv. Da. Ia, spune, Casi, tu ai pe cineva preferat? Toată echipa CSS. Toată echipa? Da. Da? Au fost minunați și toți sunt cei mai buni și vrei să devii ca ei. Da, mai bun. E de bine, Doamne ajută. Păi să fiu mai bun decât antrenorii. David? Da. Ai un jucător preferat? Da. Pe Michael Jordan. Și vrei să devii ca el? Da. Înseamnă că trebuie să muncești foarte mult, ți-a zis tate, nu? Da. Atunci îți dorim succes. Ia zi-ne. Andrea? Tot Michael Jordan. E jucătorul preferat. Da. E chiar minunat, nu știu cine nu îl place. Vlăduț? Jucătorul meu preferat este LeBron James și sper să ajung chiar peste el. Peste el. Îți dorim succes și putere de muncă. Să te ții foarte mult de toți copiii, să fie foarte serios, să muncească, să ascultați de propriul antrenor, că sunt foarte buni și exemple pozitive mai bune ca ei momentan nu avem aici în Giurgiu. Și vă doresc succes. Încă o dată vă mulțumesc că ați acceptat invitația la platoul emisiunii Sport Arena și vă mai aștept cu drag cu alte evenimente să povestim ce am mai făcut, în ce campionate ne-am mai înscris și să aveți și un sprijin financiar de a se realiza tot ce vă doriți. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Sunt Viorica Țigău și ne revedem luni la aceeași oră. Până atunci, rămâneți cu TV Giurgiu, dar nu uitați, sportul înseamnă sănătate. O seară bună, la revedere!